Doamnelor, domnilor, bine v-am regăsit! Pentru astăzi v-am pregătit o lecție de istorie dedicată unui eveniment important în istoria Moldovei de la Est de Prut. Un eveniment care a pavat drumul românilor moldoveni spre libertate și emancipare națională, spre ruperea de Rusia imperială. În ediția de astăzi vom vorbi despre Congresul Învățătorilor Moldoveni din Basarabia, care a avut loc în perioada 25-28 mai 1917. Adunare care a readus limba română și alfabetul latin în școlile din Basarabia. Ca sursă documentară vom utiliza lucrarea Marea Unire a Românilor de la 1918, o ediție îngrijită de Elena Pintilei, directorul Bibliotecii Naționale de la Chișinău și coordonată de către istoricul Ion Negrei. Calea spre lumină și libertate a Basarabiei românești, 1917-1918. În primăvara anului 1917, în plin război mondial și sub presiunea Revoluției Bolșevice din februarie, regimul absolutist din Rusia cade. Acest eveniment major a schimbat din temelie o rânduirea socială, dar și politica națională din Imperiul Țarist. Revoluția rusă a trezit la viață toate popoarele aflate sub jugul crunt al imperialismului rus. La Petrograd este format un guvern provizoriu, condus de către socialistul Alexandru Kerensky, care avea să conducă Rusia până la lovitura de stat bolșevică din octombrie 1917. În această scurtă perioadă de timp, sub conducerea lui Kerensky, Rusia imperială, botezată de către poetul ucrainean Taras Shevchenko, cea mai mare pușcărie a popoarelor, a devenit liberă și democratică. În Basarabia, vestea abdicării țarului Nicolae al II-lea Romanov, dinastia căruia a condus Imperiul Rus timp de aproape 300 de ani, și formarea guvernului provizoriu, a ajuns relativ târziu, iar informațiile erau succinte. Ziarul Cuvânt Moldovenesc, singura publicație periodică ce apărea la Chișinău, în limba română, dar cu caractere chirilice sub redacția lui Pantelimon Halipa, anunța pe prima pagină că noua orânduire de la Petrograd le-a dăruit libertatea. Iar pe acest fundal al schimbărilor politice, care se proiectau la orizont, redacția ziarului exprima speranța deșteptării și ridicării moldovenilor din starea de întuneric și umilință în care au fost aduși de regimul țarist. Fie ca soarele ce răsare asupra împărăției să ne deie o rază mântuitoare de lumină și de slobozenie și nouă moldovenilor, care am fost robi nevinovați mai bine de 100 de ani. Am încheiat citatul. Ținând cont de noua conjunctură politică, fiecare pătură socială din Imperiul Țarist și fiecare popor asuprit și umilit de către regimul imperial de ocupație, începea să ridice capul plecat și să lupte pentru drepturile și libertățile de care au fost privați de către Rusia țaristă. Revendicarea drepturilor naționale a devenit o lozincă principală și a românilor din Basarabia, ocupată de ruși la 1812. Mișcarea de emancipare națională din Moldova românească de la Est de Prut trebuia însă să contracareze cu mult tact și dibăcie acțiunile autorităților ruse, dar și acțiunile elementelor șovine rusești din Basarabia, care nu vedeau cu ochii buni redeșteptarea românilor moldoveni, pe care îi voiau în continuare sub stăpânirea lor. Așadar, imediat după căderea autocrației țariste, una dintre revendicările principale ale mișcării naționale dintre Prut și Nistru era proclamarea autonomiei Basarabiei. Obiectivul a fost fixat și în programul Partidului Național Moldovenesc, o forță național-politică constituită la sfârșitul lunii martie, începutul lunii aprilie a anului 1917 la Chișinău. Programul acestui partid politic a fost susținut practic de către toate păturile sociale și asociațiile din Basarabia, printre ele fiind și Congresul Învățătorilor Moldoveni, convocat la Chișinău în perioada 25-28 mai 1917, reuniune despre care vom vorbi în continuare. Congresul Învățătorilor Moldoveni, 25-28 mai 1917. Odată cu prăbușirea autocrației ruse, în martie 1917, cade și sistemul de învățământ al regimului țarist, prin intermediul căruia Rusia imperială a încercat să șteargă memoria istorică a popoarelor pe care le-a subjugat, să le dilueze identitatea națională și să le asimileze prin rusificare. Prin urmare, după răsturnarea vechiului regim, românii moldoveni din Basarabia, în afară de revendicările politice, economice, administrative și religioase, discută la modul serios și problema școlii naționale. Iar aici, vă rog, un pic de atenție.
Politica de deznaționalizare și de rusificare pe care țarismul o promova în Basarabia a îndepărtat băștinașii de școală, iar acest lucru s-a răsfrânt negativ asupra nivelului de educație a românilor dintre Prut și Nistru. Datele unui recensământ oficial realizat în 1897 arată că în Basarabia, după etnia romă, cei mai analfabeți erau băștinașii. Din totalul bărbaților români moldoveni, doar 10,5% știau carte, în timp ce, în rândul femeilor, gradul de alfabetizare era de doar 1,7%. Cercetând această problemă, academicianul Anatol Ciobanu avea să constate că niciun imperiu, după prăbușirea lui, n-a lăsat în urmă atâta întuneric și ruină ca cel rus. În Basarabia nu exista nicio școală care să fi funcționat în limba maternă. Deci, nu puteau exista nici cadre didactice care să predea limba și literatura română, istoria neamului, geografia patriei. Verbul matern nu putea fi auzit nici măcar în biserică. Peste 90% din populația autohtonă era analfabetă. Am încheiat citatul. În spațiul dintre Prut și Nistru, cartea românească lipsea cu desăvârșire. De exemplu, la Biblioteca Publică din Chișinău, în afară de cărți în limba rusă, puteai găsi lucrări în majoritatea limbilor europene, dar nicio carte în limba română. În Basarabia exista o singură tipografie, cea a eparhiei locale, deschisă în 1908, care tipărea cărțile ecleziastice doar în alfabetul chirilic. În afară de asta, regimul țarist de ocupație avea grijă ca nicio carte sau publicație din România să ajungă cumva în Basarabia. Era strict interzis. Consecința acestei politici criminale a fost dezastruoasă. Basarabia devenise una dintre cele mai analfabete regiuni din Europa. Iată moștenirea pe care țarismul pravoslavnic o lăsa în urma sa după un secol de ocupație a Moldovei românești de la est de Prut. Într-un interviu audio de excepție, realizat în anul 1969 la București de scriitorul Sergiu Grosu, marele om politic al Basarabiei, Pantelimon Halipa, vicepreședinte și președinte al Sfatului Țării de la Chișinău, a vorbit despre acea perioadă întunecată în istoria românilor din Basarabia, despre rusificarea școlii și începutul mișcării de redeșteptare națională a românilor moldoveni de la est de Prut. Înregistrarea document a fost difuzată de Radio România în anul 1999. Școala am început-o chiar la Cubolta, ferește. Și învățătorul meu a fost Gheorghe Bârcă, care ne învăța în limba rusească. Pentru că pe vremea aceea limba noastră românească nu era admisă nici în școală, nici în biserică, nici în administrație, nici în justiție. Tata m-a dat la învățătură cu gândul ca eu să ajung odată ceea ce vroise el în tinerețea lui, să ajung preot. Și de aceea, după ce am terminat școala din Cubolta, m-a dus la Edineț. Edinețul avea o școală spirituală cu 4 clase. Eu însă n-am reușit în prima clasă pentru că nu știam bine rusește și am fost admis numai în clasa preparatoare. După aceea însă am mers cu învățătura destul de bine și am absolvit cele 4 clase și de acolo tata m-a trimis la Chișinău. La Chișinău eu trebuia să intru în studiul științelor teologice pentru ca să ajung preot. Chișinăul m-a impresionat adânc pentru că era un oraș așa de mare cum nu văzusem până atunci. Și m-am deprins cu dânsul numai trăind cei 6 ani cât a durat învățătura la seminar. Am avut ca profesori tot ruși, dar totuși printre dânșii mai erau și 2-3 moldoveni care aveau conștiință moldovenească și eu am fost bucuros să am și atenția și prietenia lor. Însă,
Cel care m-a influențat mai mult a fost fratele meu, care era subinspector la acel seminar și el se ocupa, pe lângă serviciul lui școlar, cu cercetarea documentelor din trecutul moldovenesc al provinciei. Era secretarul și conducătorul, de fapt, al Comisiei Arhivelor Statului și a editat 3 mari volume care au fost foarte mult apreciate și în provincia noastră, și în Rusia, dar mai ales la noi aici, în România. Mi-aduc aminte când stăteam eu în gazdă la fratele meu, cum primea el scrisori de la Bogdan Petriceicu Hâșdău, de la Nicolae Iorga, de la istoricianul de la Iași, Alexandru Xenopol, și aceștia îi cereau mereu să le trimeată acele documente pe care el le descoperea. În 1906, noi am scos la Chișinău cel din tâi ziar moldovenesc pe care l-am intitulat Basarabia. Se scria titlul acestui ziar cu litere latine, iar restul ziarului era tipărit cu bucea rusească. Acest ziar a avut o mare însemnătate în viața politică a noastră a Basarabiei. Deși el a existat de-abia numai 10 luni și mereu era confiscat și mereu noi întâmpinam dificultăți din partea administrației, el a trezit o mulțime de oameni care au început să se intereseze de problema moldovenească, românească la drept vorbind, pentru că între moldoveni și între români nu este nicio deosebire etnografică. Ziarul Basarabia a fost acela care i-a trezit pe moldoveni din somnolența lor. Până atunci, absolut nimeni din Basarabia nu vorbea în chip liber despre existența unei națiuni românești în Basarabia. Dar când noi am scos acest ziar și când noi am tipărit și imnul de redeșteptare a neamului Deșteaptă-te Române, atunci toată lumea a înțeles că, într-adevăr, este o problemă națională. Ceea ce a fost interesant este că socialiștii revoluționari, în partidul cărora eu eram înscris, au înțeles că am perfectă dreptate. Înainte de a face politică socialistă, eu trebuie să fac o politică națională de deșteptare a moldovenilor, pentru ca ei să participe conștient la toate fenomenele vieții. Am reușit numai într-o măsură, pentru că ziarul, după 10 luni de existență, a fost închis. Apropo, în lucrarea Ioan Pelivan, istoric al Mișcării de Eliberare Națională din Basarabia, o ediție îngrijită de către istoricii Ion Constantin, Ion Negrei și Gheorghe Negru, găsim o descriere foarte interesantă a modului în care, prin intermediul școlii, avea loc procesul de îndobitocire și deznaționalizare a românilor moldoveni, de cultivare a urii și disprețului față de tot ceea ce este românesc. În memoriile sale, Ion Pelivan, unul dintre făuritorii de bază ai unirii Basarabiei cu România, sintetizând esența politicilor educaționale promovate de autoritățile țariste, scria că la școală tot gândul, toată atenția, toată dragostea, toată mintea noastră erau îndreptate spre Rusia, spre poporul rus, spre tot ce e rusesc. Am încheiat citatul. Tabloul era următorul. Fundamentalismul ecleziastic și cel laic rus, cu care erau îndoctrinați elevii din Basarabia, trebuia să înnăbușe orice dorință de manifestare a identității naționale românești. Iar valorile naționale create de-a lungul veacurilor în spațiul național românesc erau neglijate și călcate în picioare.
Chiar dacă în procesul de studii sau în puținele publicații, evident, de limbă rusă, se amintea câte ceva despre valorile naționale românești, aceste referiri erau doar în bătaie de joc. De exemplu, în timpul orelor de geografie, în cazul în care profesorii trebuiau să le vorbească elevilor despre România, aceștia menționau doar faptul că această țară, citez, este vecină cu gigantul nostru Imperiu Rus. Cu aceeași atitudine disprețuitoare, elevii erau tratați și la lecțiile de istorie. Și vă ofer alt exemplu, preluat din memoriile lui Ioan Pelivan. Profesorul de la seminarul teologic le povestea copiilor că în știința istorică ar exista două teorii despre originea poporului român. Potrivit primei teorii, românii ar fi de origine romă, iar pentru a fi mai convingător, acel profesor aduce un argument halucinant. Ci că în Basarabia sunt niște lăutari de origine romă, care spun că au venit din România și că vorbesc românește. Prin urmare, concluziona profesorul rus, românii ar fi de origine romă, ceea ce, în mod evident, este un fals cât Rusia imperială de mare. A doua teorie, la fel de halucinantă ca și prima, era că românii ar fi urmașii tâlharilor exilați din Italia în Dacia pentru faptele lor criminale. Iarăși, pentru a fi credibil în fața copiilor, acel pretins profesor afirma că acest procedeu practicat în antichitate este utilizat și în prezent, deoarece, după cum li se explica tinerilor seminariști, și astăzi Rusia trimite hoții săi și elementele periculoase ale statului în Siberia. Prin acest procedeu didactic destul de subtil și obraznic în același timp, regimul țarist omora doi iepuri dintr-o lovitură. Pe de o parte călca în picioare demnitatea națională și umană a copiilor moldoveni, iar pe de altă parte băga frica în tineri, avertizându-i că dacă nu vor asculta și nu se vor supune regimului rus de ocupație, au toate șansele să fie trimiși în Siberia. Deci, vă dați seama de câtă minciună, ură și batjocură a avut parte bietul basarabian timp de un secol din partea Rusiei imperiale, consecințe de care, din păcate, nu pot scăpa atât de ușor. Spunând toate acestea, cred că devine foarte clar de ce, după căderea regimului țarist, liderii mișcării naționale din Basarabia abordau cu o deosebită intensitate și problema învățământului. Era un lucru firesc, deoarece, după un veac de întuneric, setea de carte în limba maternă, în limba română, era nemărginită. Deși reprezentau majoritatea populației Basarabiei, românii moldoveni nu aveau nicio școală în limba națională. Or, cea mai gravă crimă a regimului țarist față de românii dintre Prut-Sinistru a fost stârpirea conștiinței naționale prin intermediul întregului aparat de stat și rusificarea aproape totală a populației din spațiul basarabian. În aprilie 1917, situația învățământului din Basarabia este discutată într-o ședință a adunării zemstvei guberniale. Constatarea a fost următoarea. Citez. Treaba învățământului obștesc merge foarte rău, deoarece cea mai mare parte dintre copii, fiind moldoveni și învățătura fiind rusească, ei, după îndeplinirea școalei, degrabă uită totul. Prin urmare, zemstva guvernială de la Chișinău cere Ministerului Învățământului ca în școlile primare din Basarabia educația să se desfășoare în așa zisa limbă moldovenească, adică în limba română. Zemstva guvernială, apropo, era o instituție neguvernamentală, care avea competențe administrative locale caracteristice Imperiului Rus. Între timp, nici fruntașii mișcării naționale din Basarabia nu stăteau cu mâinile în sân. Punctul 5 al programului Partidului Național Moldovenesc stipula că, și aici voi cita formularea exactă, în școlile de toate treptele, limba de predare să fie limba națională a poporului. Limba rusească se va învăța în școli ca obiect de învățământ. În toate satele și orașele să se facă școli bune, cu mai mulți ani de învățătură, și toți copiii să fie îndatoriți a învăța la acele școli. Am încheiat citatul. La scurt timp după publicarea programului Partidului Național Moldovenesc, la Chișinău, în zilele de 10-13 aprilie, este convocată o adunare a învățătorilor din Basarabia. Din cele circa 800 de cadre didactice, câte erau în întreaga provincie la acel moment, la reuniune erau prezenți doar vreo 40 de învățători moldoveni, care aveau conștiință națională. Știau că sunt români și că vorbesc limba română. Ceilalți învățători erau ruși, ucraineni, polonezi, evrei, dar și moldoveni rusificați. Prin urmare, ideea școlii naționale a fost întâmpinată cu ostilitate.
Congresul a fost dominat de elementele șovine angajate în sistemul de învățământ din Basarabia. Pe de altă parte, fruntașii politici basarabeni, Vladimir Herță, Pan Halipa, Ion Buzdugandar și alți participanți la congres, criticau rusificarea învățământului și pledau pentru naționalizarea școlii, adică pentru introducerea limbii române în învățământ. Iar legitimitatea acestei solicitări era atât de evidentă încât străinii nu puteau invoca niciun argument care să le justifice refuzul de a accepta propunerea intelectualilor moldoveni. Atmosfera era tensionată. Șeful secției de învățământ primar din Basarabia, un oarecare Sromeatnikov, a avut obrăznicia să declare în timpul acelei adunări că moldovenii ar fi un neam de oameni proști și înapoiați, că ei n-au niciun fel de cultură și că ar trăi ca samoiezii, un popor din nordul Rusiei care era foarte înapoiat, și că în limbajul lor zilnic moldovenii ar utiliza doar vreo sută de cuvinte. Deci e clar, da? Vă dați seama ce atitudine avea ocupantul rus față de românii moldoveni. Ei bine, în replică la obrăznicia rusului Sromeatnikov, învățătorul Ion Buzdugan, delegat la acea adunare, aduce în fața participanților la congres o Biblie scrisă în limba română. La un moment dat, Buzdugan îi roagă pe oponenții săi să numere câte cuvinte conține acea Biblie și dacă, după asta, mai au curajul să afirme că limba moldovenilor e săracă. În cadrul acelei reuniuni, moldovenii au obținut doar de principiu recunoașterea dreptului de a studia în școală în limba română. Totuși, străinii, mai abili în ale politicii, au reușit să strecoare în rezoluția acelei adunări următoarea prevedere și reată. Predarea în școli trebuie să se facă în limba copiilor, însă, fiindcă învățătorii nu sunt pregătiți pentru aceasta, înfăptuirea acestei hotărâri se amână pe viitor. Am încheiat citatul. Astfel, în cadrul acelui congres al învățătorilor din aprilie 1917, s-a făcut doar o abordare de principiu a situației școlare. Cu toate acestea, ideile naționale au început deja să pătrundă din ce în ce mai mult în societatea basarabeană. Altfel spus, acel jăratec care mocnea sub cenușa vremii a fost aprins. După adunarea învățătorilor din aprilie, a urmat Congresul Preoților, Congresul Studenților și Congresul Țăranilor, în cadrul cărora au fost formulate o serie de revindicări de ordin național-cultural și s-a pledat pentru o largă autonomie a Basarabiei. De exemplu, clerul din Basarabia a cerut ca limba pe care o vorbesc moldovenii, cei care reprezintă majoritatea populației, istoria Basarabiei, literatura națională, precum și cântecele moldovenești, să fie studiate în mod obligatoriu de elevii moldoveni. Totuși, eșecul înregistrat la acel congres al învățătorilor din aprilie 1917 nu i-a descurajat pe învățătorii moldoveni. Marea realizare a congresului a fost crearea, la sugestia profesorului ardelean Onisifor Ghibu, refugiat la Chișinău și cu o bogată experiență în domeniul învățământului, a Asociației Învățătorilor Moldoveni. La prima ședință generală a asociației, care a avut loc pe 17 aprilie 1917, a fost întocmit un memoriu către zemstva gubernială, prezentat și comisarului gubernial al Basarabiei, Constantin Mimi, prin care se cerea, citez, convocarea tuturor învățătorilor moldoveni într-un congres al lor, care să decidă măsurile de naționalizare a școlii în localitățile moldovenești. 2. Organizarea cursurilor de vară pentru învățătorii moldoveni cu durata de 7-8 săptămâni. Și 3. Editarea unei reviste pedagogice. În aceeași zi, Comitetul de Conducere al Zemstvei Guberniale, constituit în majoritate din români moldoveni, a decis constituirea Comisiei Școlare Moldovenești, condusă de profesorul Paul Gore, care a fost mandatată să reorganizeze învățământul din Basarabia. Astfel, școala din Basarabia intră într-o nouă etapă a evoluției sale. Acea comisie a început să pregătească naționalizarea învățământului, dar aici se impune o remarcă importantă. Organizarea noii școli era o sarcină greu de realizat pentru toate popoarele din Imperiu, inclusiv pentru românii din Basarabia, pentru că edificarea unui sistem de învățământ național dicta, în primul rând, respingerea modelului țarist de organizare a acestuia. Era nevoie de a crea totul de la zero, de a pune bazele unui sistem de învățământ național și democratic, ținând cont de noul context și de posibilitățile reale. Reieșind din realitățile basarabene, Comisia Școlară Moldovenească susține convocarea unui congres al învățătorilor moldoveni, însă, până la convocarea acestuia, în județele basarabene
au loc diferite întruniri ale cadrelor didactice, în cadrul cărora se insista pe naționalizarea școlii din Basarabia. Încă la 29 aprilie, reuniți în cadrul unei adunări, țăranii din plasa Slobozia, județul Bălți, au cerut autorităților ruse ca în toate școlile și bisericile, în administrație și armată, să fie introdusă limba moldovenească, adică limba română. Termenul de limbă moldovenească era utilizat la acea vreme pentru că țarismul a interzis orice referire la tot ceea ce e legat de România și românism și le-au băgat în cap sărmanilor basarabeni prin propagandă metodică că limba moldovenească e diferită de limba română. Dar să revenim la țăranii din plasa Slobozia care spuneau următoarele. Școala noastră trebuie să fie adevăratul izvor de lumină și știință în limba noastră părintească. Asemenea, manifestări de conștiință națională sunt înregistrate peste tot în mediul țărănimii basarabene. Iată încă un exemplu. Țăranii din satul Brânzeni, județul Bălți, din plasele Lăpușna, Bujor și Hâncești, din județul Lăpușna, la fel se pronunțau pentru școală și biserică națională. Aceștia își exprimau dorința ca limba rusă să fie predată în școli doar în ultimul an de învățământ, iar manualele să fie tipărite în baza alfabetului latin. Deci, țăranii nu erau străini de lupta pentru emanciparea națională a românilor moldoveni din Basarabia, iar în cadrul primului lor congres, convocat la 21-24 mai 1917, țăranii au susținut cu tărie naționalizarea școlii. Același lucru l-au cerut și delegații primului congres al studenților moldoveni, organizat la Chișinău pe 20 mai 1917. Studenții din Basarabia considerau școala ca cel mai important mijloc de regenerare a moldovenilor, solicitând și ei introducerea alfabetului latin. Toate aceste revendicări au fost susținute și de către ofițerii și soldații moldoveni de la Odessa, Chișinău și cei aflați pe frontul român. Deci, toate păturile sociale din Basarabia doreau limbă națională și alfabet latin la ei acasă. O situație care, apropo, ne amintește de anul 1989, atunci când tot românii moldoveni, după jumătate de secol de ocupație sovietică, cereau limbă și alfabet în Basarabia românească. Dar să revenim la anul 1917, pentru că ne-am apropiat de punctul culminant al acestei lecții de istorie. În zilele de 25-28 mai 1917, în sala eparhială din Chișinău, este convocat primul congres al învățătorilor moldoveni din Basarabia. Atenție! Doar al învățătorilor moldoveni, nu și cei de altă etnie. În afară de învățătorii și preoții care predau religia în școală, la congres a participat și câte un delegat țăran din fiecare voloste și reprezentanții studenților moldoveni de la universitățile din Rusia. În total, reuniunea a întrunit peste 500 de persoane. Programul congresului avea următoarele subiecte. Organizarea învățământului moldovenesc, pregătirea și organizarea învățătorilor moldoveni, învățătorii moldoveni și treaba politică. Congresul învățătorilor moldoveni a început cu o slujbă religioasă oficiată în limba română, apropo, de către arhimandritul Gurie Grosu, urmată de o lecție de istorie națională predată delegaților la congres de profesorul Paul Gore, un moldovean cu alese simțiri naționale. Salutând adunarea cu apelativul frați români, mai mulți delegați au replicat: noi nu suntem români, ci moldoveni. Calm și oarecum mirat, profesorul Gore a continuat: îmi pare foarte rău, domnilor, dar eu cunosc istoria neamului nostru și știu că el se numește neam românesc. Întrerupt de aceleași voci care insistau că noi suntem moldoveni, nu români, oratorul, păstrându-și calmul, continuă: neamul românesc locuiește în mai multe țări și, astfel, avem români ardeleni, români bucovineni, munteni, olteni, moldoveni și macedoneni. Dar, cu un cuvânt, toți suntem români. Neam moldovenesc nu este. Dar dacă dumneavoastră vă face mare plăcere să vă zic frați moldoveni, iată că vă zic: frați moldoveni, deschid cu cea mai mare bucurie primul congres al învățătorilor moldoveni din Basarabia. Adunați aici pentru a se sfătui cu privire la naționalizarea școalei. Am încheiat citatul. Captând însă atenția publicului, Paul Gore a oferit și câteva repere din trecutul istoric. Noi, moldovenii, am avut în durerosul nostru trecut o singură rază de lumină, care a fost autonomia noastră de la 1818-1828. De când s-a stins și această rază, noi am orbecăit în întuneric. Dar acum s-a făcut, în sfârșit, lumină
și noi ne putem îndrepta neîmpiedicați de nimeni spre cultura noastră națională. Să ne apucăm cât mai degrabă de lucru și să avem înaintea noastră frumosul testament național al poetului Enăchiță Văcărescu, care spunea: urmașilor mei văcărești, las vouă moștenire, creșterea limbii românești și a patriei cinstire. În ședința de deschidere, mai multe discursuri s-au axat în special pe problema identității naționale a românilor moldoveni, chemați să pună bazele unei școli naționale. Soldatul Ion Codreanu, care n-a fost niciun ceas la școală, atrăgea atenția celor chemați să lumineze poporul asupra importanței limbii materne în procesul de instruire a oricărui individ, dar și a formării identității și conștiinței naționale a populației majoritare din Basarabia. Însemnătatea limbii mamei, mare putere și mare bucurie aduce pentru cine o ascultă și pentru cine o poate vorbi neîmpiedicat. Pentru noi nu poate fi ceva mai sfânt decât limba moldovenească. Am încheiat citatul. Implicându-se în discuție, soldatul autodidact lua apărarea profesorului Paul Gore, care a fost atacat de unii participanți la congres. M-a durut adineauri când cineva dintre dumneavoastră l-a supărat pe domnul Gore, spunându-i că limba noastră nu e limba românească. Apoi, eu, fraților, am citit prin fel de fel de cărți și am căutat să vedem cine suntem noi și am aflat că, în adevăr, suntem români. Aceste afirmații au fost urmate de un șir lung de aplauze. În acest context, preotul și poetul Alexei Mateievici atenționa că învățământul național în Basarabia poate avea sorți de izbândă doar în cazul în care, citez, se va întemeia pe idei drepte, și era dezamăgit de faptul că unii delegați la congres, iarăși citez, nu sunt uniți asupra unor idei drepte. Ba mai mult, Mateievici era îngrijorat de faptul că unii se socotesc moldoveni, alții, cei mai puțin, români. Această stare de lucruri era consecința politicii de rusificare și deznaționalizare a românilor moldoveni timp de un secol de către Rusia imperială. Efectele acestei deznaționalizări erau atât de evidente încât nici printre învățători nu exista suficientă claritate în problema identității naționale a populației majoritare din Basarabia. Pentru mulți dintre ei, identificarea națională era o piatră de poticnire și iarăși vă dau un exemplu ca să înțelegeți cât de dură a fost rusificarea. Un învățător cu numele Buciușcan, în timpul unei luări de cuvânt, insista ca sistemul țarist de educație să fie păstrat, iar predarea să se facă în continuare în limba rusă. Noi fărâmăm școala rusească de până acum, dar ce punem în loc? Întreba acesta. Pentru el, dar și pentru alți participanți la congres, crearea învățământului național în Basarabia era un lucru greu de imaginat. Iarăși, își spunea cuvântul politica țaristă de umilire și înjosire a populației băștinașe din Basarabia, pentru că argumentele pe care le folosea în favoarea păstrării școlii țariste făceau parte din arsenalul propagandei oficiale ruse. Noi n-avem limbă. Ne lipsesc cele mai multe cuvinte în limba moldovenească. De unde să le luăm? Se întreba învățătorul Buciușcan. Și fără a ține cont de reacția sălii, tot el răspundea: să le luăm de la ruși, căci cu ei avem de-a face. Această atitudine disprețuitoare față de ideile naționale a trezit un val de indignare în sală, iar unii participanți la congres i-au replicat dur: jos, vânzător de neam! Nu te-ai săturat de străin, rusificator! Du-te în Rusia! Un alt învățător, un oarecare Dimitriu, considera că nu trebuie să se purceadă la naționalizarea întregului învățământ, ci, pentru început, reorganizarea să se facă doar pentru primele două clase. Iar între timp, citez, norodul să fie chemat la sfat ca să răspundă la întrebarea cum vrea să învețe, rusește sau moldovenește. Iar un țăran declara că satul său, delegându-l la această adunare, l-a însărcinat să ceară ca școală să fie și mai departe în limba rusească. Așadar, în problema naționalizării învățământului în Basarabia, constatăm o polarizare evidentă în rândurile delegaților la Congresul Învățătorilor Moldoveni. Între timp, profesorul Ștefan Ciobanu, școlit la Universitatea din Kiev, respingea categoric ideea păstrării învățământului în limba rusă, deoarece, spunea el, școala rusească de până acum nu ne-a dat nimic bun. Și explica că s-ar comite o gravă eroare în cazul în care s-ar admite ideea că naționalizarea învățământului este imposibilă din cauza așa zisei sărăcii a limbii, după cum pretindeau unii delegați la congres. Dimpotrivă, Ștefan Ciobanu susținea că limba noastră nu-i deloc săracă,
iar Basarabia a dat culturii naționale mai mulți scriitori români mari, care au o limbă bogată, numindu-i pe Alexandru Donici, Ion Sârbu, Constantin Stamati, Bogdan Petrecei cu HD-ul și mulți alții. Dar de unde să știe despre toate astea sărmanii țărani, studenți și învățători dacă Rusia imperială i-a ținut un secol în întuneric și i-a lipsit de carte românească? Iar preotul Alexei Mateievici, absolvent al Academiei Teologice din Kiev, îi sfătuia pe învățători ca în problema naționalizării învățământului să aleagă calea adevărului. Dacă ați luat asupra dumneavoastră sarcina de a lumina poporul, apoi trebuie să dați poporului idei adevărate, căci altfel întreg învățământul e fără rost. Iarăși, faptul că majoritatea populației din spațiul prutonistrean, prost instruită și analfabetă sub aspect etnic, se identifica în cel mai bun caz ca moldoveni, nu trebuia să servească ca argument pentru crearea unui sistem de învățământ străin de valorile naționale. Pentru a evita această perspectivă tristă, părintele Mateievici explica învățătorilor foarte convingător și argumentat cine suntem noi. Da, suntem moldoveni, fii ai vechii Moldove, însă facem parte din marele trup al românismului, așezat prin România, Bucovina și Transilvania. Frații noștri din Bucovina, Transilvania și Macedonia nu se numesc după locurile unde trăiesc, ci își zic români. Așa trebuie să facem și noi, sublinia Mateievici, întrerupt de un șir lung de aplauze. Tânărul preot plasa dimensiunea culturii naționale românești în contextul culturii și civilizației latine. Trebuie să știm că suntem români, strănepoți de-ai romanilor și frați cu italienii, francezii, spaniolii și portughezii. Aceasta trebuie să le spunem copiilor și tuturor celor neluminați. Să iluminăm pe toți cu lumină dreaptă. Era îndemnul lui Mateievici către învățătorii moldoveni. Același îndemn, dar într-o formă mai profundă, l-a avut și soldatul Ion Codreanu, care provenea dintr-o familie de țărani. Mergeți ca apostolii prin Basarabia, să aveți un suflet și un grai, să nu ziceți că acesta-i preot, acesta-i țăran, ci să zicem, acesta-i român, frate de-al meu, pe care trebuie să-l ajut. Nu interesele de clasă să ne mâie, ci interesul național, care trebuie să fie mai presus de orice. De la un vorbitor la altul, problemele de ordin național deveneau din ce în ce mai clare, pregătind terenul pentru adoptarea unor decizii favorabile moldovenilor. Un învățător moldovean, căruia, citez, îi era tare scârbă că nu știa grăi moldovenește și înțelegând că de acest fapt se fac vinovați cei care l-au învățat doar în limba rusă, adresa colegilor săi un mesaj stâlcit, utilizând cuvinte atât în limba rusă cât și în română, dar un mesaj plin de o încărcătură națională și emoțională. Gospoda, să mergem progresiv nou, nici în jos, nici înapoi, ci în sus și înainte. La finalul ședinței de deschidere a Congresului, vicepreședintele Partidului Național Moldovenesc, Vladimir Herța, tot el președinte a ședinței, a declarat următoarele. La începutul adunării de azi, dumneavoastră ați protestat contra domnului Gore, care v-a numit români, dar în cursul ședinței dumneavoastră ați recunoscut că, de fapt, suntem români. Da, suntem români de la Roma, strănepoți de-ai lui Traian. Strămoșii noștri au fost cei mai mari în lume și frații noștri sunt cei mai luminați din câți încălzește pe pământ soarele lui Dumnezeu. Să fim mândri de aceea cine suntem și să facem totul ca să ne ridicăm cât mai degrabă la înălțimea către care am fost opriți până acum. După lungi discuții și dezbateri, delegații Congresului au trecut la examinarea agendei aprobate pentru acel eveniment devenit istoric. Raportul privind organizarea învățământului moldovenesc în școlile de toate treptele a fost prezentat de către Ștefan Ciobanu, profesor la gimnaziul din Bolgrad, un bun cunoscător al limbii, literaturii și istoriei românilor. În raportul său, Ștefan Ciobanu menționa că, dintre toate popoarele din Rusia, moldovenii au fost și sunt cei mai nedreptățiți. Și că ei, adică românii moldoveni, nu s-au folosit de dreptul oferit de prima dumă rusească privind dreptul de a preda în limba maternă în școala primară de două clase. Dar Revoluția din februarie 1917, mai spunea profesorul Ciobanu, a deschis acum calea către dobândirea drepturilor noastre pe tărâm școlar. Congresul nostru trebuie să ceară naționalizarea întregului învățământ pentru moldoveni. După acest raport, Congresul adoptă următoarea rezoluție, textul căreia îl voi cita exact.
Rezoluția Congresului Învățătorilor Moldoveni din 25-28 mai 1917. De la 1 septembrie 1917, școlile din satele moldovenești sau în majoritate moldovenești se vor preface în școli moldovenești. Limba rusă se va învăța în aceste școli ca obiect de învățământ obligator începând de la anul al treilea, în 6 ceasuri pe săptămână. În școlile cu două clase, limba rusă se va învăța tot de la al treilea an, câte 6 ceasuri pe săptămână. Să se deschidă școli moldovenești și la orașe. Programele școlare să fie în conformitate cu programele rusești. În Chișinău și în ținuturile unde moldovenii sunt în majoritate, să se deschidă încă la 1 septembrie 1917 câte un liceu de băieți și unul de fete. Programele liceilor să fie potrivite cu cele ale liceilor rusești, iar limba rusă, istoria și literatura rusă să se predea după un program pe care îl va elabora o comisie anume. La Universitatea din Odessa și la cea din Kiev să se deschidă câte o catedră de limbă, literatură și istorie moldovenească până când se va înființa o universitate la Chișinău. Așadar, observăm că acel congres al învățătorilor moldoveni a declanșat procesul de naționalizare a școlii primare din mediul rural al Basarabiei și deschiderea școlilor secundare moldovenești în orașe, acolo unde populația era mixtă. Inițial, naționalizării era supusă doar prima treaptă a sistemului de învățământ, școlile primare. Pe viitor însă, intenția era și crearea învățământului secundar prin deschiderea liceilor cu predare în limba română la Chișinău și în centrele județene, paralel cu înființarea unor catedre de limbă, literatură și istorie română la universitățile din Odessa și Kiev. Tot acel congres a decis că limba rusă nu va mai fi limbă de predare în școli și va fi doar un simplu obiect de studiu care va fi predat câteva ore pe săptămână. Dar probabil vă întrebați de ce congresul a hotărât ca programul școlar să fie elaborat în conformitate cu cel rusesc. Ei bine, decizia a fost determinată de faptul că la acea vreme, în 1917, mai exact în mai 1917, Basarabia era încă parte a Rusiei. Altfel, deocamdată, nu se putea. Dar un lucru este cert și foarte important. Congresul Învățătorilor Moldoveni din 25-28 mai 1917 a pus bazele conceptului școlii naționale în Basarabia. O școală de tip nou, care se deosebea radical de școala țaristă, cea care a făcut ravagii în conștiința și mentalitatea românilor moldoveni. Subiectul identitar revine în discuție în cea de-a doua zi a congresului, pe 26 mai 1917, atunci când s-a discutat deja despre introducerea alfabetului latin în învățământ. Unii delegați, în special funcționarii ruși, acceptau naționalizarea învățământului, dar nu și introducerea alfabetului latin. În opinia acestora, școala din Basarabia trebuia să devină moldovenească doar ca formă, dar conținutul să fie rusesc. Instruirea elevilor urma să se facă în baza manualelor rusești, traduse în limba română, dar în baza alfabetului chirilic. Deci, concluzia e următoarea. Chiar dacă regimul autocrat a căzut, Rusia imperială insista pe un sistem de învățământ care trebuia să continue asuprirea spirituală și înstrăinarea culturală a moldovenilor din Basarabia de tot ceea ce este românesc. Doar că viziunea fruntașilor moldoveni Paul Gore, Pan Halipa, Ștefan Ciobanu, Ion Buzdugan și alții era diametral opusă. Prin naționalizarea învățământului, acești fruntași ai eliberării naționale din Moldova de la Est de Prut urmăreau introducerea în școală a valorilor și a spiritului național românesc. În ajunul congresului, în presa de orientare rusă din Basarabia s-a dezlănțuit o adevărată campanie împotriva scrisului latin. În spirit imperial, erau răspândite zvonuri potrivit cărora, imediat după trecerea la alfabetul latin, Basarabia automat se va uni cu România. Organizarea învățământului în limba maternă în baza alfabetului latin era calificată de forțele antinaționale din Basarabia ca o tentativă camuflată de separatism. Totuși, după discuții aprinse și îndelungate, dar bazate pe argumente, în ședința din 26 mai, Congresul Învățătorilor Moldoveni adoptă următoarea rezoluție. În școala moldovenească se introduce alfabetul latin, care va fi întrebuințat atât în cărțile didactice, cât și în scris. Iată ce spunea profesorul Ion Buzdugan.
Prin alfabetul latin, noi ne deschidem deodată porțile spre întreaga cultură românească din care până acum nu ne-am împărtășit aproape deloc. Și preotul Alexei Mateievici, în cea de-a doua zi a Congresului, a rostit un discurs care a fost întâmpinat cu aplauze de către delegații Reuniunii, un discurs în cadrul căruia a exprimat un adevăr istoric. N-avem două limbi și două literaturi, ci numai una, aceeași cu cea de peste Prut. Aceasta să se știe din capul locului, ca să nu mai vorbim degeaba. Unii zic că limba românească e franțuzită. Asta nu e adevărat. Cei drept, sunt și în România unii rătăciți în ce privește limba, dar trebuie să se știe că cel mai puternic curent acolo e cel popular în limbă și în literatură. Noi trebuie să ajungem de la limba noastră proastă de astăzi numai decât la limba literară românească. Așadar, Congresul Învățătorilor Moldoveni din 25-28 mai 1917 a pus bazele școlii naționale în Basarabia și a respins modelul țarist de instruire a copiilor moldoveni, care era orientat doar spre deznaționalizarea și rusificarea populației băștenașe din Moldova românească din stânga Prutului. Naționalizarea învățământului din Basarabia. După Congresul Învățătorilor, a urmat o activitate intensă pentru implementarea deciziilor adoptate. Iar acest proces nu era deloc ușor. Chiar dacă Revoluția Rusă din februarie 1917 a oferit anumite libertăți democratice. În iulie 1917, Pantelimon Halipa, împreună cu 15 delegați din partea Basarabiei, pleacă la Petrograd, acolo unde participă la Congresul Țăranilor din întreaga Rusie. Peste ani, experimentatul militant al cauzei naționale din Basarabia avea să mărturisească. În capitala Rusiei am luat contact cu guvernul Kerensky și am pus problema pregătirilor necesare pentru naționalizarea învățământului, pentru ca anul școlar 1917-1918 să-l facem în limba elevilor, nu în limba rusă, ca sub țar. Se cerea să ne pregătim manuale și cadre didactice, dar lucrul acesta nu putea fi realizat în 2-3 luni. Am cerut deci aprobarea guvernului ca să colaborăm cu România pe frontul cultural, cum colaborăm pe cel militar. Kerensky s-a opus, spunând că această chestiune se va putea rezolva numai în Constituanta Rusiei. Am încercat să-l lămuresc că noi, moldovenii, nu putem aștepta ca adunarea constituantă să ne dea școală moldovenească. Această școală trebuie să se facă de îndată, în 1917, cu puterile locale ale Moldovei noastre. Am încheiat citatul. Nu doar Petrogradul era o piedică în naționalizarea învățământului din Basarabia. O problemă serioasă în crearea sistemului de învățământ național era lipsa de cadre didactice calificate, nemai vorbind de programe școlare, manuale și alte materiale didactice necesare în limba română. După un secol de rusificare și deznaționalizare sub Rusia imperială, majoritatea învățătorilor moldoveni erau străini de cultura românească, nu cunoșteau alfabetul latin și aveau conștiința națională deformată. Pentru a rezolva această problemă, cei drept parțial, imediat după Congresul din mai 1917, pentru învățătorii moldoveni au fost organizate cursuri speciale de formare profesională. Acele prelegeri au fost ținute atât de profesori basarabeni, cât și de învățători veniți din Bucovina, Ardeal și Vechiul Regat. Aceste prelegeri au fost organizate la Chișinău în perioada 17 iunie-15 august 1917. Aici, învățătorii moldoveni învățau să citească și să scrie utilizând alfabetul latin. Învățau gramatica limbii române, muzica, au obținut primele cunoștințe în domeniul literaturii române și a istoriei, conștientizând într-un final că moldovenii sunt români, că moldovenii din Basarabia sunt parte a poporului român, iar limba moldovenească și limba română reprezintă aceeași limbă. Apropo, pe 17 iunie 1917, în prima zi a cursurilor, poetul Alexei Mateievici prezintă în premieră poezia sa Limba noastră, devenită ulterior o adevărată odă închinată limbii române. Dar pentru că la acele cursuri nu au participat toți învățătorii din satele moldovenești, în toamna aceluiași an, prelegeri similare au fost organizate concomitent la Chișinău, Soroca și Bălț. Astfel, pentru noul an de învățământ 1917-1918, în Basarabia erau pregătiți deja peste 850 de învățători. Cu toate acestea, este evident că acele prelegeri, fiind de scurtă durată, nu au rezolvat toate problemele și nu au asigurat o pregătire temeinică a cadrelor didactice, dar ele, totuși, ceea ce este foarte important,
au trezit conștiința națională în rândul învățătorilor chemați să pună bazele învățământului în limba română. Ei bine, naționalizarea învățământului însă nu putea fi realizată în lipsa unor programe de instruire, a manualelor în limba română și fără alte materiale didactice necesare școlii. Prin urmare, în vara anului 1917, zemstva gubernială alocă 20.000 de ruble, ce-i drept o sumă nesemnificativă raportată la necesitățile reale ale învățământului național din Basarabia. A fost creată și o comisie specială responsabilă de supravegherea procesului de tipărire a manualelor în grafie latină, doar că, în lipsa unor profesori cu experiență în domeniu, elaborarea materialelor didactice s-a dovedit a fi un lucru anevoios. După cum am menționat anterior, în Basarabia, la acea vreme, nu exista o tipografie cu caractere latine. Problema însă a fost rezolvată de către ardeleanul Onisifor Ghibu și prietenii săi de la Iași, care, în mod urgent, au trimis la Chișinău o tipografie de peste prut. Astfel, deja în noiembrie 1917, în tipografia proaspăt instalată, au fost tipărite primele manuale românești. Abecedarul de Arhimandritul Gurie Grosu, Cartea de citire de Ștefan Ciobanu, Legea lui Dumnezeu de preotul Nicolae Vlad, Aritmetica practică de Constantin Popescu. Un rol important în naționalizarea învățământului din Basarabia l-a jucat și revista pedagogică Școala Moldovenească, care apărea din iunie 1917, redactorul căreia era același profesor ardelean Onisifor Ghibu. În paginile acestei reviste au fost publicate procesele verbale, dezbaterile și hotărârile adunării învățătorilor din aprilie 1917, ale Congresului Învățătorilor Moldoveni din mai 1917, apeluri și diferite recomandări metodice pentru învățătorii din învățământul primar din Basarabia. În afară de asta, în acea revistă erau publicate și unele opere din literatura română, texte istorice, care aveau menirea să cultive în rândul învățătorilor, dar și al elevilor din Basarabia, sentimentul național. Astfel, în urma eforturilor depuse de fruntașii basarabeni în toamna anului 1917, pentru prima oară, școala din Basarabia a început anul de studii ca instituție națională. Doamnelor, domnilor, încet, încet ne apropiem de finalul acestei lecții de istorie, dar înainte de a ne lua rămas bun, vă propun o recapitulare succintă. Așadar, naționalizarea învățământului din Basarabia s-a produs în condițiile libertăților democratice oferite de Revoluția Rusă din februarie 1917. Primii pași pentru înființarea unui sistem de învățământ național s-au făcut în vara-toamna anului 1917, când provincia românească dintre Prut și Nistru era încă parte componentă a Rusiei democratice. În toamna anului 1917, în satele moldovenești și orașele cu populație mixtă au fost deschise primele școli cu predare în limba română. Naționalizarea învățământului primar în Basarabia a fost opera învățătorilor, a profesorilor și fruntașilor politici basarabeni, într-un cuvânt, a intelectualității române din Basarabia, așa slabă și firavă cum era la acea vreme. Naționalizarea învățământului în Basarabia a fost realizată cu sprijinul zemstvei guverniale, instituție neguvernamentală care avea competență administrativă locală, caracteristică, așa cum vă spuneam, Imperiului Țarist. După unire însă, naționalizarea învățământului din Basarabia și integrarea acestuia în sistemul de învățământ românesc a devenit deja o preocupare majoră a statului român, deși cea mai mare parte a poverii financiare era pe umerii comunităților locale. În opera de organizare a școlii naționale din Basarabia, în primăvara-toamna anului 1917, învățătorii și intelectualii locali au fost ajutați, îndrumați și susținuți de prizonierii transilvaneni și bucovineni, printre care erau mulți învățători cu o bogată experiență pedagogică, precum și de unii refugiați din Vechiul Regat. Naționalizarea învățământului în Basarabia nu era altceva decât expresia identității naționale românești a moldovenilor dintre Prut și Nistru. Iar acest act de o importanță majoră a schimbat radical nu doar viața școlii, ci întreaga viață culturală și națională a românilor moldoveni. În concluzie, învățământul organizat pe baze naționale a readus Basarabia în albia firească a românismului. Doamnelor, domnilor, atât pentru astăzi. Vă mulțumesc mult pentru atenție și până la următoarea noastră întâlnire, nu uitați! Cunoașterea istoriei este importantă pentru a înțelege realitățile pe care le trăim și pentru a clădi un viitor mai bun, ținând cont de lecțiile trecutului. Toate bune!